valizele în mână și ochii în lacrimi, o parte dintre ucraineni se întorc în țara natală pentru a-i revedea pe cei care au rămas să lupte și să apere patria. De asemenea, vor să se intereseze dacă a mai rămas ceva din locul pe care obișnuiau să-l numească până nu de mult casă. Pentru că лучше нашей родины нету. Мы надеемся на это. Бог даст. Но надеемся на лучшее, конечно. Мы достойны именно мира. Sunt și numeroși ucraineni care, deși sunt îngrijorați pentru soarta celor dragi rămași să lupte, se tem să se întoarcă deocamdată în țară. Au fugit din calea bombardamentelor, iar România a fost aleasă în special pentru că este aproape. Nu, надежда, как бы домой хочется вернуться всегда. Ну, думаем, что может быть, как-то они там на переговорах что-то решат, и как бы все люди надеются на мир. Спасибо большое, конечно, правительству Румынии и людям очень гостеприимные, очень добрые. Cătălin este voluntar la o asociație religioasă și stă ore întregi în vama de la Isaccea din județul Tulcea. Nu-i vine să creadă că a trecut o lună de la izbucnirea războiului și că mulți dintre ucraineni sunt încă pe drumuri, sperând la revenirea la o viață normală. Suntem voluntari din toate culturile țării, organizați în două schimburi și pur și simplu ne ocupăm de nevoile oamenilor, le dăm apă, suc, alimente, covrigei, banane și toate cele necesare. Cei care nu au posibilitatea de a pleca imediat pot rămâne în vamă chiar și peste noapte. S-au amenajat câteva corturi unde pot să doarmă persoanele care vin aici o noapte, două și au condiții destul de bune de odihnă. Voluntarii vor fi alături de cetățenii ucraineni până când războiul va lua sfârșit. Îi așteaptă în vamă cu brațele deschise și speră că ajutorul lor va readuce o urmă de zâmbet pe chipul lor.